Bună ziua tuturor! Bine ați venit la o nouă ediție a Cafenele Juridice, numărul 6, ocazie cu care ne propunem, așa cum am promovat și evenimentul, să dezbatem aspectele teoretice și practice ale înregistrării la masa credală a creanțelor provenind din contractele de leasing, continuând astfel seria evenimentelor noastre dedicate procedurii insolvenței. Astăzi îl avem alături de noi pe domnul Vincenzo Sălăgean, practician în insolvență, și pe colegii mei din cadrul companiei Avestis, avocat Mădălina Ionescu și consilier juridic Lucian Molnar, doi juriști cu experiență remarcabilă pe care îi admir în mod deosebit din cadrul societății noastre. Domnul Sălăgean activează în acest domeniu de aproape 10 ani, iar ceea ce am remarcat în colaborarea cu dumnealui și care ne-a determinat să-l avem ca și invitat în ediția de astăzi este atenția la detaliile procedurale și meticulozitatea cu care gestionează dosarele, acolo unde este numită administrator sau lichidator judiciar. Lucian Molnar face parte din nucleul de bază al companiei Avestis, având împreună cu el o colaborare de aproape 13 ani acum în noiembrie. Lucian este specializat pe procedura de executare silită, procedura insolvenței și derularea contractului de leasing și de credit, încredințându-i se de-a lungul timpului situații litigioase cu expunere de milioane de euro, acolo unde a identificat și a negociat soluții inedite, aș putea spune, convenabile, mai ales părții ce o reprezentam. Nu în ultimul rând, colega noastră, avocat Mădălina Ionescu, un avocat pentru care eu am o admirație deosebită. În cei ani de când conduce, 8 ani de când conduce departamentul litigii din cadrul companiei Avestis, a câștigat litigii cu expunere financiară deosebită la toate instanțele judecătorești, a găsit soluții în dosare ce păreau avea creanțe prescrise și a gestionat cu deosebită atenție dosarele, nu puține la număr, unde s-au invocat clauze abuzive, reușind să obțină în acestea un procent de peste 85% de soluții favorabile finanțatorilor. Numele meu este Cristina Cornaci și sunt fondatorul companiei Avestis, societatea de recuperări, bunuri și creanțe care a luat ființă acum mai bine de 10 ani, fiind printre cele mai importante societăți de recuperare de pe piață, iar noi acționăm în calitate de mandatar. Ca și centre de excelență, se remarcă activitatea de recuperare și de reprezentare în cadrul procedurilor judiciare prin intermediul avocaților și înscrierea avizelor în RNPN prin agent autorizat al Baroului București. În ceea ce privește recuperarea și reposesia bunurilor, vizăm recuperarea bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing, ori a bunurilor asupra cărora s-a instituit măsura sechestrului în dosarele de executare silită, instrumentate de noi sau de către executori, iar de asemenea și bunurile care se află în patrimoniul societăților insolvente sau falimentare și nu au fost predate lichidatorilor judiciari. În ceea ce privește partea de recuperare creanțe, desigur că ne focusăm pe toate tipurile de contracte sau de creanțe provenite din diferite tipuri de contracte, de leasing, de credit și comerciale. Departamentul judiciar ocupă un loc important în cadrul societății noastre, instrumentând dosare în procedură contencioasă și necontencioasă în cadrul tuturor curților de apel din toată țara. Ca urmare a executărilor silite, sunt deschise un număr important de litigii care au ca obiect contestația la executarea acțiunii în constatare, în obligația de a face, clauze abuzive, mai puțin în ultima perioadă, acțiuni în partaj, validări de propriere și așa mai departe. A treia de înscriere în RNPM a început să ocupe un loc important în cadrul societății în ultimul an și în ultima perioadă cu preponderență, deoarece pe lângă înscrierea contractelor de credit, de leasing sau a proceselor verbale de sechestru, odată cu intrarea în vigoare a legii 196/2000, a devenit obligatorie înscrierea înscrisurilor sub semnătură privată, ce constituie titlul executorii, iar această înscriere este obligatorie a se efectua anterior începerii executării silite. Acestea fiind spuse, ca și chestiuni introductive, să ne întoarcem la evenimentul nostru dedicat procedurii insolvenței, cu aspectele legate de înscrierea la masa credală a creanțelor provenite din contractele de leasing. Am avut în vedere pentru ziua de astăzi trei aspecte, respectiv chestiunile introductive, privind deschiderea procedurii insolvenței și primele măsuri, chestiune ce va fi prezentată de domnul Sălăgean, chestiunile privind creanțele provenite din contractele de leasing financiar, în toate cele trei ipostaze în care se poate afla un contract de leasing financiar, respectiv bunul, contractul este menținut sau, mă rog, nu este reziliat, contractul este reziliat, dar bunul încă se află în posesia utilizatorului și bunul este recuperat și evaluat sau valorificat. Iar, mă rog, chestiunea de care se va ocupa în discuție Lucian și în ultima parte Mădălina, iar în ultima parte vom aborda chestiunea privind creanțele provenite din contractele de leasing operațional, temă care va fi analizată în principal de Mădălina. Acestea fiind spuse, o să-i dau cuvântul domnului Sălăgean pentru prima parte, respectiv chestiunile introductive privind deschiderea procedurii insolvenței și primele măsuri legate de această chestiune. Vă rog frumos, domnule Sălăgean. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos pentru prezentare și pentru invitație și în cele ce urmează o să vorbesc puțin pe scurt aspectele care consider eu că sunt sensibile și care trebuie să avute în vedere atât de către practician și pe de o parte și de cealaltă parte și de către debitoare și creditori. Așa cum știm, o procedură de insolvență este rezultatul unei sentințe cu caracter executoriu pronunțată de către instanța tribunalului în raza de competență unde se află debitoarea, sentință care se comunică și devine efectivă de la data la care ea a fost adoptată de către instanță. Însă aici intervine aspectul comunicării acestuia pentru o pozabilitate față de toți participanții sau toți eventualii participanți la procedură și intervine obligația întocmirii notificării de procedură de către practicianul desemnat cu calitatea sa de administrator judiciar sau lichidator judiciar, după cum este procedura deschisă de către instanță, mă refer la procedura generală de insolvență sau la procedura simplificată de faliment, pentru că putem avea și o situație de acest gen. Însă, cu precădere, o să fac o mențiune cu privire la situația noastră particulară actuală, când potențialii creditori sunt societăți de leasing. Așa cum știm, ca practică, instanța la cererea creditorului va accepta trecerea la procedură generală de insolvență pentru ca a da posibilitatea debitoarei să își manifeste eventuala intenție de reorganizare, urmând ca ulterior raportului privind situația actuală a debitoarei, raport întocmit de către practician, să decidă dacă se va trece la procedura simplificată sau nu. Iar în situația acestei opțiuni, urmând să se definitiveze pasivul, adică întreaga masă credală, întregul cumul de datorii al societății, și ulterior aceasta debitoarea să aibă ocazia să depună un plan de reorganizare. O să revin puțin la mențiunea efectelor pe care le produce deschiderea procedurii de la data la care instanța s-a pronunțat. Va genera suspendarea măsurilor, oricăror măsuri de executare silită începute sau care urmau să se pornească, indiferent de natura acestor executări. Mă refer aici la executarea silită pornită de către creditorii bugetari, care au un rang de preferință superior celor chirografari în procedură și atunci și pentru acești creditori articolul 75 din lege va deveni efectiv. Vor fi obligați să suspende măsurile de executare silită pentru ca ceilalți creditori eventual să nu fie prejudiciați, să aibă ocazia să își realizeze creanța lor în cadrul procedurii. Dacă permiteți o scurtă intervenție, măsurile de executare silită într-adevăr sunt suspendate, mai puțin cele cu privire la reposesia bunurilor. Exact, exact. Capătul de cerere privind reposesia bunurilor, rămânând în continuare în executare. Efective. Am întâlnit de foarte multe ori această confuzie și foarte mulți debitori, în momentul în care sunt executați silit, consideră că faptul că au intrat în insolvență suspendă inclusiv această parte a executării privind reposesia bunurilor, ceea ce este fals. Așa este. S-ar putea menține posesia bunurilor pentru utilizator cu acordul finanțatorului, care este un partener de business, bineînțeles. Iar reposesia pentru situațiile de rea credință, să zic așa, este efectivă. Nu primă la îndoială. Există o proprietate a finanțatorului pentru acel bun și atunci ea este întemeiată să fie efectiv. Să fie că există o confuzie. Există o confuzie în rândul debitorilor, care consideră faptul că insolvența practic suspendă orice executare silită. Am întâlnit de foarte multe ori această situație. Există și această situație. Există probabil și în rândul colegilor practicieni această apreciere din perspectiva debitoare. Însă aș vrea să revin puțin la aspectele care trebuie să avute în vedere de către creditor atunci când procedura este inițiată sub forma unei proceduri de insolvență, procedură generală de insolvență, și sub forma procedurii de faliment cu lichidarea societății. Trebuie să, pentru că ne adresăm în principal acestui segment al creditorilor care sunt societăți de leasing, este foarte important să se observe la evidența dosarului dacă debitoarea, odată intrată în procedura de insolvență, procedura generală de insolvență, are intenția să depună un plan de reorganizare și își manifestă într-un termen, în termenul stabilit prin sentință, pe care noi știm că este conform legii de 10 zile de la deschiderea procedurii, această intenție de reorganizare. Din manifestarea acestei intenții se pot trage mai multe concluzii. Se pot trage, în primul rând, concluzia existenței unei bune credințe a debitorului care este utilizator al bunurilor care fac obiectul contractului de leasing, indiferent de natura lui. Și atunci există această disponibilitate a debitorului să colaboreze și să, în primul rând, să colaboreze cu creditorul care i-a finanțat practic afacerea. I-a pus la dispoziție niște bunuri pentru care el se află într-o imposibilitate temporară, să zicem, de achitarea ratelor. Urmând ca în termenul legal, în termenul de până la definitivarea masei pasive să un pic. Da, cred că s-a întâmplat puținea. Da. Da. Nu e nicio problemă. Da, domnul Sălăgean, dacă ne auziți, să știți că vă auzim puțin. Da, se pare că s-a pierdut un pic legătura la domnul Sălăgean. Așteptăm să intre iarăși în direct cu noi. Până atunci aș propune să continuăm cu contractul de leasing, creanțele provenind din contractele de leasing financiar, astfel încât i-aș da cuvântul lui Lucian să abordeze această problemă. Așteptăm să se reconecteze domnul Vincenzo și să continuăm discuția cu dumnealui. Te rog frumos, Lucian. Ok, mulțumesc. Așa cum am arătat și în conferințele noastre anterioare, este pentru prima dată când legiuitorul prevede în legislația insolvenței și recunoaște tratamentul special al contractelor provenind, al creanțelor provenind din contractele de leasing și le acordă o reglementare specifică în cadrul legii 85. Încă de la articolul 105 creează un cadru, o obligație a administratorului judiciar de a verifica creanțele solicitate spre înscriere de către finanțatori și este reglementată ușor diferit situația creanțelor provenite din contractele de credit. Iar legiuitorul prevede la articolul 105, alineatul 3 și 4, următoarele aspecte. Creanțele provenite din contractele de leasing reziliate anterior datei deschiderii procedurii insolvenței vor fi înregistrate în următoarele feluri. Dacă proprietatea bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing se transferă debitorului, finanțatorul va dobândi o ipotecă legal asupra acelor bunuri, având un rang egal cu cel al operațiunii de leasing inițiale, iar creanța va fi înregistrată conform prevederilor articolul 159 alineatul 1.3. Dacă bunurile ce fac obiectul contractului de leasing sunt recuperate, va fi înregistrată ca beneficiind de ordinea de prioritate prevăzută la articolul 161, dacă nu există alte bunuri care să confere titularului creanței calitatea de creditor care beneficiază de o cauză de preferință, doar diferența dintre valoarea întregii creanțe și valoarea de piață a bunurilor ce au făcut obiectul contractului de leasing stabilită de către un evaluator independent. Dacă unul sau mai multe bunuri au fost recuperate și valorificate de către societatea de leasing până la data întocmirii tabelului preliminar al creanțelor, pentru acestea se va deduce din totalul creanței prețul obținut din vânzare. La articolul 4, în cadrul contractului de leasing financiar în derulare, la data deschiderii procedurii și menținut în condițiile articolului 123 alineatul 12, creanțele curente vor fi înscrise în tabelul de creanțe fiind plătite la scadență. Pentru ratele anterioare înscrise în tabel, acestea vor urma regimul juridic al creanțelor prevăzute la articolul 159 alineatul 1.3. Dacă toate creanțele curente au fost plătite și toate celelalte obligații născute după deschiderea procedurii au fost achitate, va opera transferul dreptului de proprietate asupra bunului către debitor, caz în care ratele anterioare înscrise pentru ratele anterioare înscrise în tabel, finanțatorul va dobândi o ipotecă legală asupra bunurilor asupra bunului ce a făcut obiectul contractului de leasing, având un rang egal cu cel al operațiunii de leasing. În funcție de situația în care se află contractele de leasing la momentul deschiderii procedurii insolvenței, identificăm trei situații în care am putea să ne aflăm. Prima situație aceea în care contractele aflate în derulare anterior deschiderii sunt în derulare anterior deschiderii procedurii insolvenței, contractele reziliate anterior deschiderii procedurii insolvenței în care finanțatorul nu a recuperat bunurile de leasing, bunurile aflându-se în continuare în posesia utilizatorului, iar a treia situație, contractele de leasing au fost reziliate anterior deschiderii procedurii insolvenței, finanțatorul a recuperat bunurile de leasing și le-a și valorificat. Prima situație, aceea în care contractele sunt în derulare la momentul deschiderii procedurii insolvenței, ne-am concentrat destul de mult și în cadrul conferinței anterioare, așa că vom trece foarte, foarte rapid în discuție și ne vom axa mai mult pe modul în care se face înregistrarea la masa credală a creanței. În articolul 123, la alineatul 1, se menționează că contractele în derulare vor fi considerate menținute la data deschiderii procedurii, iar administratorul judiciar este chemat într-un termen de prescripție de 3 luni de la data deschiderii procedurii să se pronunțe asupra menținerii sau denunțării lor. Deși am menționat în cadrul discuțiilor anterioare, în situația contractului de leasing avem o reglementare specială, aceea de la articolul 12, în care, în opinia noastră, opțiunea este strict cea a finanțatorului cu privire la menținerea sau denunțarea contractelor, dar acestea le-am detaliat mult mai elaborat în cadrul ediției anterioare și le puteți viziona și reîmprospăta pe înregistrările de pe canalele noastre de social media. Cu privire la creanțe, contractele menținute în derulare au două categorii de creanțe. Creanțele născute anterior deschiderii procedurii insolvenței, creanțe ce se vor înscrie la masa credală la cererea creditorului, iar și creanțele curente ce nu vor fi înscrise la masa credală, dar acestea vor fi achitate la scadență urmând tratamentul special prevăzut de către articolul 75 alineatul 4. Menținerea în derulare a unor contracte de leasing implică și o analiză extinsă și o implicare a administratorului judiciar și această decizie, în opinia noastră, trebuie adoptată cu o mare prudență, deoarece odată menținute acestea implică o executare impecabilă a obligațiilor asumate. Din păcate nu-l mai avem pe domnul Sălăgean, că aș fi... Cred că s-a reconectat imediat. Acum s-a reconectat. Da, că s-a reconectat, atunci îl aștept, deoarece aș vrea să ne transmită... Uite că s-a conectat. Bine ați revenit, domnul Sălăgean. Da, nu înțeleg de ce... Se mai întâmplă. Am ajuns la un topic unde Lucian ar dori să vă întrebe câte ceva. Sigur. Spuneam mai devreme, dezvoltam creanțele, componența celor două tipuri de creanțe născute ca urmare a contractului de leasing și de asemenea menționam faptul că menținerea în derularea acestor contracte implică o analiză extinsă atât a debitorului cât și administratorului judiciar cu privire la decizia de a menține aceste contracte și în sensul în care ar implica o executare impecabilă a acestor obligații asumate. Voiam să vă întreb și să ne detaliați ce presupune această analiză și cum este colaborarea dumneavoastră cu debitorii în această situație. În primul rând, trebuie să spun că este foarte importantă analiza capacităților de plată în relația cu debitoarea, care își manifestă interesul în a menține acele contracte și care trebuie să dovedească și capacitatea de a plăti în mod curent aceste rate. Din perspectiva debitoarei, din perspectiva creditorului care este finanțator și este locatorul contractului de leasing, trebuie să existe disponibilitatea să continue activitatea de colaborare cu debitorul, în primul rând. De la aceste două condiții putem să continuăm cu privire la adoptarea deciziei de menținere a contractului în derulare sau nu. Pentru că este inutil să continui o activitate atunci când nu ai o estimare a posibilităților de plată a creanțelor curente. Aceste creanțe curente însă pot să fie renegociate, pot să fie reașezate dacă există o perspectivă de redresare a societății aflate în insolvență. Iar asta trebuie să se întâmple, zic eu, în acea perioadă de timp în care ai posibilitatea ca și practician, ca și administrator judiciar, pentru că nu ești decât un supervisor al debitoarei. Iar pentru a lua o decizie privind la continuarea sau nu a contractului, ai 90 de zile la dispoziție. În acel răgaz de timp ar trebui să ai o oarecare imagine cu privire la posibilitatea continuării activității debitoarei și a capacităților sale de plată a creanțelor curente. Pentru că va trebui să-și asume, în afară de plățile eșalonate a creanțelor născute și recunoscute până la momentul descrierii procedurii, urmând ca ulterior să poată plăti acele creanțe curente la care se vor adăuga acele rate de leasing, pe care, repet, le poți renegocia, le poți tranșa. În loc de, să zicem, ai 20 de mașini de distribuție, poate dacă îți restructurezi puțin activitatea, vei putea plăti pentru 15 dintre ele. Da? Dar dacă ai acordul, ai nevoie de toate 20, poți să faci o înțelegere cu creditorul tău, care este partener la această restructurare, că nu-i va conveni nici creditorului să primească retur cele 20 de mașini, și să-și găsească un alt client de leasing pentru toate cele 20 care au oarecare uzură și au un oarecare necesar de revizii sau de cheltuieli suplimentare pe care va trebui să-și le asume, că nu poate să renunțe la bunuri. Însă poate, corect, dacă analizează posibilitățile de plată ale debitoarei și pot să restructureze puțin activitatea, atunci vor cădea la înțelegere cu privire la o prelungire a contractului și o reducere a ratelor, ca astfel să fie suportabile pentru întregul ansamblu de rate, pe o durată limitată. Iar toată această propunere, acest draft de propunere de colaborare ar trebui convenit înăuntru perioadei de 90 de zile în care administratorul judiciar este ținut să confirme sau să denunțe acel contract în total, în totalitate sau parțial. Nu poți să fii respingător cu privire la perspectiva redresării unei societăți, pentru că n-ar fi corect în poziția ta de administrator judiciar să duci spre faliment o afacere, practic, pentru că refuzi să ai o negociere cu un potențial creditor. din nu știu ce motive, dar măcar trebuie să încerci să ai această discuție sau această negociere. Cred că aici de cele mai multe ori vine această, mă rog, administrare ține foarte mult, sau continuarea afacerii ține foarte mult de cel care deține afacerea. Și de concursul lui în adresare. De concursul lui, exact. Pentru că noi degeaba, adică dumneavoastră ca și supervisor al activității, creditorul, finanțatorul, desigur că interesul lui ăsta este să ajute la funcționarea contractelor, dar cu perspectiva unor realizări și unor certitudini a funcționării acelor contracte. Pentru că dacă suntem de acord sau este de acord cu menținerea contractului, cu respectarea obligațiilor de plată, și se întâmplă nu odată să nu se respecte aceste obligații, ajungem în situația în care bunurile se depreciază, sunt folosite mai departe în derularea sau desfășurarea activității, dar fără o finalitate pozitivă pentru finanțator. Dar cred că de cele mai multe ori decizia sau dorința aparține administratorului de business, de afacere. Adică de ce trebuie să aibă... Același a zis administrator special. Da, exact. Da. Ce trebuie să aibă în vedere administratorul special, bineînțeles cu sprijinul administratorului judiciar, este faptul că pe lângă ratele curente va trebui să ia în calcul și sumele ce vor trebui plătite în planul de reorganizare. Deci, practic, sumele achitate vor fi mult mai mari raportate la ce plătea înainte. De asta, de multe ori, nu sunt luate în calcul și nu conștientizează faptul că planul de reorganizare împreună cu ratele curente sunt mult mai împovărătoare. De asta este foarte importantă ca achitarea acestor creanțe, este foarte important faptul că neachitarea acestor creanțe curente pot conduce la declanșarea procedurii falimentului. În această situație este destul de clar unde se poate ajunge. De aici decurge așadar gradul sporit de responsabilitate ce apasă asupra administratorului judiciar, care trebuie să analizeze cu acuratețe situația financiară a debitorului, activitatea generatoare de venituri pe care acestea se poate baza pentru a asigura plata la scadența a creanțelor generate din contractele de leasing menținute, pentru a putea asigura derularea acestora și a nu risca trecerea la faliment. Există această dură, însă trebuie să luăm în calcul și acel așa zis haircut al creanțelor pentru planul de reorganizare. Acceptat de foarte multe ori de către creditori. Acceptat de către creditori. Pentru că interesul este să îți recuperezi creanța și nu să încerci să o recuperezi la o valoare de lichidare sau o valoare care este net inferioară bunurilor care încă funcționează și care pot să aducă venituri. Pot să aducă venituri și nu îți creează o dublă problemă. Că atunci, ca și finanțator, ai o dublă problemă. Când recuperezi bunurile, ai rămas cu o creanță înregistrată undeva, într-o procedură, perspectiva de a recupera acea creanță este spre zero și mai ai în plus o problemă cu bunurile pe care încerci să le dai în continuare în chirie foarte greu, da? Cu niște reduceri de valori considerabile, pe când mai bine încerci cumva, dacă există disponibilitate și dacă există și posibilitate din partea afacerii debitoare. Și aici este foarte important ca administratorul judiciar să nu fie unul care să fie, să zic așa, generator de faliment, să fie dispus să sprijine o structură de reorganizare și nu să o înfrâneze sau să o blocheze. Exact, tocmai de asta spuneam de responsabilitatea foarte mare a administratorului judiciar și a inclusiv administratorul statutar. Dacă nu ești dispus ca și administrator judiciar să stai și să ai o discuție, să ai disponibilitate, să vezi ambele puncte de vedere ale celor doi, care sunt practic parteneri într-o afacere, nu poți să le respingi intențiile. Atunci trebuie să încerci cumva să te menții, zic eu, obiectiv și să încerci să conduci spre eficiență toată procedura asta. Este și un câștig pentru tine ca profesionist atunci când nu duci neapărat spre faliment o societate care ar fi putut să fie viabilă. Da. Dacă ți se poate imputa chestia asta că n-ai fost dispus să discuți, legal nu ți se poate imputa, să zicem, dar moral și uman și profesional, oamenii, ceilalți, colaboratorii, creditorii și debitoarea. Debitoarea nu este reprezentată de oameni la rândul ei. Oamenii te percep ca pe unul care ai fost respingător și ai insistat să se ducă în faliment societatea, pentru că cine știe ce alte bunuri în proprietate are, pe care te grăbești tu să le valorifici și să-ți iei un onorariu. De foarte multe ori întâlnită această situație. Există această situație. Bine, aici contează foarte mult și implicarea administratorului statutar și cât de mult își dorește. Exact. Cu privire la ce spuneam mai devreme, finanțatorii sunt deschiși de fiecare dată, dispuși inclusiv la haircut-uri, inclusiv la a tăia în totalitate penalitățile pentru a-și recupera în cel mai fericit caz, și în cazul ăsta chiar zic în cel mai fericit caz, măcar suma finanțată, măcar capitalul. Da, capitalul. Pentru că de foarte multe ori, societățile de leasing intră în categoria creditorilor chirografari, care, după cum bine știm, șansele de a recupera ceva sunt foarte mici. Până ca finanțatorul să ceară deschiderea procedurii falimentului, în opinia mea n-aș recomanda-o, creditorul are la dispoziție acea solicitare către administratorul judiciar cu privire la cererea de plată, conform articolului 75. În care administratorul judiciar are îndatoria de a se pronunța asupra fiecărei cereri de plată într-un termen de 15 zile de la primirea ei. Adică până să solicităm deschiderea procedurii falimentului, totuși urmărim toate pârghiile pe care legea ni le pune la dispoziție pentru a ajuta, pentru a recupera cât mai mult și pentru a face contractul unul, dacă nu profitabil, cel puțin să nu fie pe pierdere. Da, așa este. Așa este. La contracte există... Da, numai puțin că... Este foarte important să existe o colaborare. Da. Să vedem ce zice și Mădălina. Administratorul judiciar. Vreau să spun că la contractele în derulare observăm de foarte multe ori o insistență deosebită în menținerea lor din partea societății insolvente, pentru că cumva se tem, au perspectiva sumelor deja finanțate, adică vor neapărat să păstreze bunurile respective, gândindu-se în tot timpul la ce au plătit în urmă pe acele contracte. Însă ceea ce trebuie avut în vedere este utilitatea lor în desfășurarea procedurii de insolvență, fiindcă decizia de a menține niște contracte în derulare poate fi luată foarte ușor, însă după aceea să genereze tot felul de sincope. Iată, cereri repetate de plată la administratorul judiciar care pot fi onorate sau nu pot fi onorate, iar perspectiva cererii de declanșare a procedurii falimentului, care poate fi iar să stea ca și o sabie deasupra societății debitoare. Deci eu consider că menținerea contractelor în derulare trebuie avută în vedere atunci când două lucruri sunt asigurate. Veniturile sustenabile pentru derularea contractului și, doi, utilitatea bunurilor respective în procedură, fiindcă altminteri este... Foarte importantă. Foarte importantă. Da. De multe ori, debitorii solicită menținerea unor contracte și chiar am avut o situație de curând în care s-a solicitat menținerea unui contract ce avea ca obiect un autoturism Range Rover, deși societatea se ocupa cu transport. Au fost denunțate două contracte ce aveau ca obiect două autoutilitare, dar menținem un Range Rover. Da. Ce să facă cu el? Mă scuzați. Degea transport cu Ranger-ul. Aici frustrarea și nedumerirea. Era o chestiune de imagine acolo. A administratorului statutar. Eu știu că de foarte multe ori imaginea mai aduce contracte, dar după aceea trebuie să le și onorezi. Și puțin probabil să onoreze contractele privind transportul de mărfuri cu un Range Rover, deși este o mașină mare, dar totuși. Adică... Bineînțeles. Sunt diverse abordări, da. Părerea administratorului judiciar care a fost? Sau nu e cazul în această situație am avut de-a face cu un practician de insolvență care s-a implicat activ și într-adevăr nu a vizat menținerea acelui contract și l-a denunțat, dar până am ajuns în acea situație am avut ceva muncă de convingere. Și bineînțeles... Scuze-mă, Lucian, vă propun să trecem la contractele de leasing reziliate anterior deschiderii procedurii insolvenței, în care finanțatorii nu au recuperat bunurile de leasing, acestea aflându-se în posesia utilizatorilor. Iar cu privire la acest aspect, desigur că putem să abordăm puțin problema, eu știu, înscrierii creanțelor și ce tip de creanță înscriem aici, având în vedere că bunul nu este valorificat. Da, în această situație avem o reglementare la articolul 105 alineatul 3 și de asemenea la articolul 123 alineatul 11, unde sunt reglementate situațiile acestor contracte de leasing. În articolul 103 se menționează că creanțele provenite din contractele de leasing reziliate înaintea deschiderii procedurii insolvenței au mai multe modalități de înregistrare. Și anume, dacă proprietatea bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing se transferă debitorului, finanțatorul atunci va dobândi o ipotecă legală asupra acestor bunuri, având un rang egal cu cel al operațiunii de leasing, creanța fiind înregistrată conform articolul 159 alineatul 1. Dacă bunurile ce fac obiectul contractului de leasing sunt recuperate, atunci va fi înregistrat beneficiul din ordinea de prioritate prevăzută la articolul 161.8, dacă nu există alte bunuri care să confere titularului calitatea de creditor care beneficiază de o cauză de preferință, doar diferența dintre valoarea întregii creanțe și valoarea de piață a bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing, stabilită de către un evaluator. Dacă unul sau mai multe bunuri recuperate au fost valorificate de către societatea de leasing până la data întocmirii tabelului preliminar al creanțelor, pentru acesta se va deduce din totalul creanței prețul obținut din vânzarea bunurilor. La articolul 123, la alineatul 11, legiuitorul menționează în felul următor. În cazul rezilierii contractelor de leasing financiar de către finanțator, se va putea opta pentru următoarele variante. Transferarea dreptului de proprietate asupra bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing către debitor, caz în care finanțatorul dobândește o ipotecă legală asupra bunurilor. Următoarea situație, recuperarea bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing, iar finanțatorul va fi înregistrat la masa credală iar dacă nu există alte bunuri care să îi confere titularului calitatea de creditor care să beneficieze de o cauză de preferință, cu contravaloarea ratelor și accesorilor restante facturate și neplătite la data deschiderii procedurii, la care să se adauge restul sumelor datorate în temeiul contractului de leasing, mai puțin valoarea de piață a bunurilor recuperate stabilită de către un evaluator independent. Ca o primă remarcă, arătăm că atunci când rezilierea a intervenit anterior deschiderii procedurii insolvenței, administratorul judiciar nu are niciun drept să intervină asupra acestei rezilieri și nicio influență asupra opțiunii finanțatorului, fie de a recupera bunul, fie de a transfera dreptul de proprietate asupra bunului, dobândind astfel o ipotecă asupra acestor bunuri. Am avut însă și surprize în care, deși contractul de leasing a fost reziliat anterior deschiderii procedurii insolvenței, administratorul judiciar a simțit nevoia să intervină și să ne comunice că a decis menținerea contractului, deși fusese notificat cu privire la rezilierea contractului și inclusiv comunicată notificarea de reziliere cu dovada de comunicare care atesta faptul că aceasta a intervenit anterior datei deschiderii procedurii insolvenței. Așadar, dreptul de opțiune în ceea ce privește recuperarea bunului de leasing ori transferul dreptului de proprietate cu dobândirea ipotecii legate revine exclusiv finanțatorului. Lucian, te voi opri puțin, te rog frumos, și să te oprim puțin asupra chestiunii privind evaluarea bunurilor. Am trecut puțin cam în viteză pe lângă acest lucru și de aceea am și lăsat aici ecranul ca și prezentare. În cazul în care bunul este recuperat, desigur, discutat mai devreme de evaluarea acestuia. Da. Se face, spune legea, de către un evaluator independent. Dacă putem să intrăm puțin în detalii privind acest aspect, te rog frumos dacă te-ai lovit cu așa ceva și eventual să ne spună și domnul Sălăgean opinia sa cu privire și câteva aspecte privind aspectele concrete cu care se confruntă dumnealui sau opinia dumnealui cu privire la lucrurile acestea. Dacă îmi permiteți, eu am avut o situație asemănătoare când ceilalți creditori, mă refer la creditorii bugetari, au susținut că nu am am recunoscut un raport de evaluare făcut de către un evaluator membru ANEVAR, deci independent, însă nu urmarea unei proceduri de selecție a serviciilor de evaluare și a desemnării unui evaluator independent ca urmare a selecției de către ceilalți creditori a acestui evaluator. Ori textul de lege nu ne impune această rigoare. Este necesar să fie un raport de evaluare întocmit, bineînțeles, conform standardelor în vigoare la data evaluării, de către un evaluator independent, selectat de către persoana interesată. Cu atât mai mult cu cât nu îți revine obligația remunerării acelui evaluator, dacă vrei să contești sau nu ești de acord cu valoarea, se poate face o solicitare de verificare a raportului de evaluare prin organele de control ale ANEVAR, unde evaluatorul respectiv este membru. Condiția legală este ca evaluatorul să fie independent. Nu putem să solicităm mai mult decât o spune legea. Deci nu putem să adăugăm ca și practică la textul legal. Eu așa interpretez aceasta. Am observat ca măsură de siguranță, în multe situații, administratorii judiciari supun votului adunării creditorilor desemnarea evaluatorului. o consider o măsură destul de în procedură, de bună, pentru a evita aceste eventualele Dar am avut situații în care a fost contestată evaluarea. Da? Adică evaluarea pusă la dispoziție de creditor. Dar atunci când evaluarea intervine la momentul în care contractul a fost reziliat anterior deschiderii procedurii, să zicem, sau a fost o structură pe care ați amintit-o mai devreme. S-a dedus acea valoare de avalarea bunului din cuantumul total al creanței, pe baza raportului de evaluare făcut. Bun, atunci nu eram în situația, nu suntem în situația unei discuții cu el la evaluare, în momentul în care era pornită procedura și nu ai de evaluat un bun asupra căruia debitoarea îți prezintă ca făcând parte din patrimoniul său. Deci nu ești ținut să... Legiuitorul a avut în vedere acest aspect diferențiat. Nu ești ținut să faci această procedură de selecție de servicii de evaluare, din moment ce în lege, pentru acest aspect, ți se spune că poți să iei un evaluator independent. Ți s-a propus. Dacă ai dubii cu privire la acel raport, da, poți să faci o solicitare de verificare a acelui raport. Dacă a fost întocmit sau nu, potrivit standardelor. Atâta tot. Nu este neapărat. Deci, nu văd de ce l-ai contestat. Strict dacă ai obiecțiuni asupra raportului, trebuie să le semnalezi și să le întemeiezi cumva. Și atunci alea pot să fie obiectul unei adrese către Departamentul de verificare a raportului de evaluare al ANEVAR. Pentru acel bun. Unul poate să fie mobil, poate să fie imobil, nu are importanță. Da? Însă nu ești ținut sub rezerva selecției de servicii. Ești ținut să faci selecție de servicii de evaluare la cel mai bun, să zicem, preț onorariu, atunci când este vorba despre un bun care este proprietatea debitoarei, ești deja în procedură, să zicem, și atunci faci o selecție de servicii de evaluare pentru ca să nu ai opoziții cu privire la persoana desemnată și să fie întărită acea independență a evaluatorului în procedură, cu privire la serviciile oferite participanților la procedură, de către o persoană independentă. Valoarea respectivă fiind și prețul de vânzare al debitorilor la licitație. Bun, într-adevăr, așa este, dar sunt situații în care finanțatorul optează pentru recuperarea bunului de leasing și atunci va fi înscris la masa credală în rândul creditorilor chirografari cu creanța compusă din contravaloarea ratelor și a celor obligații scadente anterior deschiderii procedurii, accesoriile calculate și capitalul nefacturat, respectiv valoarea ratelor până la sfârșitul contractelor de leasing. Iar în acest caz, creanța va fi diminuată cu valoarea de evaluare a bunului, în cazul în care aceasta nu a fost valorificată. Această evaluare, desigur, se face de către un evaluator ANEVAR. Însă am avut situații în care a fost contestată această evaluare. Corect, Lucian? Da, am avut situații în care debitorul a contestat evaluarea, considerând că suma cu care a fost evaluat este una mică raportată la valoarea bunului. Nu au fost foarte multe situații, dar au existat contestații și în acest sens. Da. Bun, cred că Otilia Roman, aș putea să intervin cu o mică întrebare? Vă rog, exista și varianta chat-ului, dar vă rugăm. scurt, tot în contextul insolvenței, mai degrabă anterior deschiderii insolvenței, în linii foarte mari, care ar fi diferența dintre o cesiune, creanță, datorie și o cesiune de contract? Mulțumesc frumos! Deci care este diferența între cesiunea de creanță sau datorie și o cesiune de contract? În contextul insolvenței. Mădălina. Să zicem anterior deschiderii procedurii insolvenței, nu în cadrul procedurii când ea deja a fost inițiată. Mulțumesc frumos! Cesiunea de creanță vizează doar debitele datorate. Pur și simplu se schimbă creditorul, fiind înlocuit creditorul cedent cu creditorul cesionar, care preia astfel drepturile de creanță și astfel prevăzute de contract. Cesiunea de contract vizează preluarea tuturor drepturilor și obligațiilor decurgând din respectivul contract. Poate să fie un contract, spre exemplu, cu executare succesivă, care presupune prestații reciproce din partea ambelor părți și atunci cesiunea contractului intervenind pe parcursul derulării acestuia continuă, deci practic cesionarul ce intervine în contract continuă întocmai obligațiile preluate de la cedentul său. Am avut o situație, apropo de această cesiune, fie de contract, fie de creanță, anterioară deschiderii procedurii insolvenței, în care a fost contestată de către administratorul judiciar, dacă mi-aduc bine aminte, Mădălina. Mi-amintesc. Știu că am avut o situație în care a fost contestată o tranzacție de acest gen, având în vedere că a avut ca obiect diminuarea patrimoniului, iar s-a contestat faptul că valoarea bunurilor ar fi avut o valoare mai mare decât suma rămasă. Da, în cadrul unei proceduri de insolvență, administratorul judiciar, lichidatorul a formulat o acțiune în anularea unor acte frauduloase și a considerat respectivul contract de inovație subiectivă ca fiind un act fraudulos. Ne-am apărat la momentul respectiv și cererea sa a fost respinsă, motivat de faptul că persoana care a anovat contractul a preluat întregile obligații financiare și le-a și achitat, necreându-se în felul acesta niciun fel de prejudiciu creditorilor din procedură, iar acțiunea în anularea actelor frauduloase, tocmai asta vizează apărarea drepturilor celorlalți participanți la procedură. Și alte viitoare. Vis-a-vis de contractul acesta de inovație de care spuneți că a fost contestat, vorbiți de acest contract de inovație întocmit before sau after 2011? Anterior. De octombrie 2011 și știți la ce mă refer. Cu octombrie 2011, când a intrat în vigoare noul cod, da. Deci înainte a fost întocmit. Mulțumesc frumos, m-am lămurit, mulțumesc. Cu drag. Bun, Lucian, mai ai de adăugat ceva, te rog frumos, la topicul privind contractele de leasing reziliate anterior și nerecuperate? Nu cred că aș mai avea. Voiam doar să mai menționez că finanțatorii în opțiune de multe ori selectează posibilitatea de a recupera bunurile decât de a obține o ipotecă de a transfera dreptul de proprietate și de a obține o ipotecă egală cu deoarece de multe ori bunurile, fiind autoturisme sau fiind utilaje, se devalorizează. Situația în care se optează pentru transferul dreptului de proprietate este luată în calcul în momentul în care valoarea rămasă de achitat, iar și creanța cu care este înscris creditorul la masa crederilor este una mică și ar putea fi recuperată din valorificarea acelor bunuri. Da, da. Bun, mulțumesc frumos. Atunci o să-i dau cuvântul Mădălinei pentru a, a dezbate chestiunile privind contractele de leasing reziliate anterior procedurii insolvenței, în care finanțatorii au recuperat deja bunurile de leasing. Da, dacă bunurile au fost recuperate și au fost și valorificate înainte de întocmirea tabelului preliminar de creanță, atunci creditorul se poate înscrie la masa credală cu creanțele născute anterior procedurii, accesoriile calculate până la momentul deschiderii și valoarea tuturor ratelor de leasing, diminuată cu valoarea obținută din vânzarea bunului respectiv. Aceasta este noutatea pe care legea 85 pe 2014 o aduce și ca să intrăm un pic în retrospectivă, în legea, în sub imperiul legii 85 din 2006, această problemele proveneau din această valoare a capitalului finanțat și nefacturat. Da. Aici aveam discuții cu lichidatorii judiciari, cu, mă rog, chiar și cu debitorii care o contestau valoarea creanțelor, negând această componentă. Se mergea pe faptul că odată contractul de leasing fiind recuperat și contractul de leasing fiind reziliat, bunul recuperat, atunci dreptul creditorului ar trebui limitat numai la valoarea facturată și nerecuperată. Asta este noutatea pe care legea din 2014 o aduce în contextul legislativ și clarifică odată pentru totdeauna creanțele provenind din contractele de leasing, deoarece atunci când vorbim de contracte de leasing financiar, finanțatorul acordă o finanțare pe care este îndreptățit să o îi fie rambursată. Dacă contractele ajung la finalitate în mod liniștit, atunci bineînțeles că se recuperează integral finanțarea respectivă, însă când intervine această reziliere, componenta finanțării nu poate fi negată, atâta timp cât ea nu poate fi acoperită de valoarea bunului recuperat și valorificat. Asta este marele avantaj și, cum am arătat, clarificându-se această problemă, deja nu s-au mai născut mari discuții pe această componentă. Au fost, într-adevăr, în practică, am întâlnit motive în care m-am arătat și mai devreme, a fost contestată valoarea de evaluare, a fost contestată câteodată și valoarea de obținută din vânzarea bunurilor de leasing. Aici sunt foarte importante clauzele contractuale, fiindcă de multe ori finanțatorii au prevăzute clauze care să-i protejeze, în sensul că riscul valorificării bunurilor de leasing și-l asumă utilizatorul și contrabalansează acest risc și cu posibilitatea de a se implica utilizatorul activ în valorificarea bunurilor, tocmai să obține un preț cât mai avantajos și să-i fie acoperite debitele. Da, corect. Chiar îi spunea o colegă că, de la noi că au avut asemenea situații și au invocat debitorii îmbogățirea fără justă cauză, nu? Prin faptul că s-au evoluat la o altă, la o valoare, sau mă rog, s-au valorificat la o valoare inferioară valorii de piață. Bun, mulțumesc foarte mult. Dacă mai are cineva de adăugat la chestiunea contractului de leasing financiar, dacă nu, o să trecem la contractul de leasing operațional. Ok, atunci haideți să dezbatem puțin situația contractului de leasing operațional. Mădălina, te rog tot pe tine. Această înregistrare la masa credală a creanțelor din contractele de leasing operațional cred că este o temă de cercetare foarte interesantă, deoarece legea 85 face referire la contractele de leasing fără a specifica dacă are în vedere contracte de leasing financiar sau operațional. Doar la articolul 105 alineatul 4 din lege se vorbește de contractul de leasing financiar în derulare la data deschiderii procedurii și menținut. În celelalte prevederi nu se face o mențiune diferită dacă vorbim de contract de leasing operațional și, sau financiar. Și aici, noi analizând dispozițiile legii 85 din 2014, am considerat că legiuitorul a avut în vedere contractele de leasing financiar și nu cele de leasing operațional. Și avem în vedere faptul că, în primul rând, este prevăzută posibilitatea transferului dreptului de proprietate asupra bunului de leasing cu dobândirea unei ipoteci egale cu valoarea creanțelor. Ipoteză pe care o putem lua în calcul doar în contractele de leasing financiar, în cele de leasing operațional, neavând această posibilitate. Și o altă chestiune care ne duce cu gândul la contractele de leasing financiar este componenta asta a tuturor ratelor rămase până la final din valoarea creanțelor. În contractele de leasing operațional, chiria este negociată de părți, de comun acord, iar spre deosebire de aceste contracte de leasing operațional, la contractele de leasing financiar, Ordonanța 51/1997 ne specifică în mod distinct că valoarea ratei este cotă parte din valoarea de intrare a bunului de leasing, de achiziția bunului respectiv. Deci acolo când vorbim de contracte de leasing operațional, este posibil, spre exemplu, ca valoarea tuturor chiriilor să nu fie egală cu valoarea de intrare a bunului respectiv. Noi am asimilat contractele de leasing operațional ca și natură juridică contractelor de închiriere, având în vedere dispozițiile Codului Civil, dispozițiile Ordonanței 51/1997, dar și a Codului Fiscal, unde, din punct de vedere financiar și contabil, la operațional, finanțatorul e cel care este tratat ca și proprietar al bunului. Deci, în situația acestor contracte, noi am considerat că finanțatorii ar trebui să fie tratați ca și creditori chirografari care au creanțe provenind din contracte reziliate anterior procedurii. Astfel am considerat că tratamentul acestor contracte trebuie văzut. Pentru acești finanțatori, înscrierea la masa credală ar trebui să se facă cu valoarea facturilor neachitate până la momentul deschiderii procedurii, a penalităților, a accesoriilor calculate, evident, până la data deschiderii procedurii și, adițional, poate să intervină daune interese prevăzute contractual sau alte cheltuieli, cum ar fi cheltuieli de reparare a bunurilor, ori cheltuieli legate de recuperarea creanțelor din contract și așa mai departe. Deci, ceea ce vreau să punctez este că la operațional nu vom avea în vedere toate chiriile rămase până la finalul contractului și nici diminuarea creanței cu valoarea evaluată a bunurilor de leasing sau cu valoarea de vânzare a bunurilor de leasing. Întâlnim frecvent situația aceasta în care sunt administratori sau lichidatori în care ne solicită. Am văzut și zilele trecute după două situații în care ne-au solicitat să le furnizăm valoarea de evaluare sau de vânzare a bunului, corect? Da, ne-au solicitat aceste lucruri. Avem un caz în care tot revine. Noi am punctat că vorbim de contracte de leasing operațional, nu contracte de leasing financiar, însă administratorii judiciari au revenit și au arătat că legea 85 nu distinge între contractele de leasing operațional și cele financiar și, într-adevăr, legea nu distinge, dar atunci când legea nu distinge, noi trebuie să mergem la natura juridică a contractelor respective și să înțelegem adevăratele relații dintre partenerii contractuali ne limitându-ne pur și simplu la litera de lege, ci la spiritul legii. Corect, da. Da, domnul Sălăgean, aceasta, da? Sintagma... Spune, Lucian, te rog. În situația aceasta, denumirea de leasing operațional creează o confuzie și este asimilat cu contractul de leasing financiar. Dar, de fapt, avem de-a face cu un contract de închiriere și ar trebui să fie tratat ca atare. Da. Dar leasing, în general, este o varietate a închirierii. Tocmai de aici și confuzia. Nu este altceva. Însă, distincția între operațional și financiar trebuie făcută strict în ceea ce privește tratamentul ratelor la operațional. Toate ratele la operațional sunt asimilate în plății unor chirii, sunt deductibile fiscal integral. Și atunci, de aici putem să facem distincțiile cuvenite în ceea ce privește tratamentul diferit pentru leasing-ul operațional și pentru leasing-ul financiar. La financiar există definită dintr-un bun început posibilitatea opțiunii dobândirii proprietății. Și chiar există rată reziduală stabilită diferențiat pentru unele dintre contracte, ca practică în contractele de leasing. Când se eșalonează chiar și valoarea reziduală în ratele de leasing. Urmând ca ulterior să se manifeste doar plata ultimei rate și a opțiunii de dobândire a proprietății, ori a prelungirii sau a rezilierii contractului, de comun acord sau unilateral, nu are importanță. Dar tocmai de aici diferă aprecierea, să zic, a tratamentului cuvenit diferențiat pentru creanța generată de contractul de leasing operațional și pentru cea generată de contractul de leasing financiar. Dacă îmi permiteți, Otilia Roman sunt. O mică intervenție la aceste contracte de leasing financiar versus operațional. Mă refer strict la utilizator, dar și mai nișat la utilizatorii care, din punct de vedere contabil vorbesc acum și nu juridic, la utilizatorii care sunt, hai să zic, mari și aplică standardele internaționale de raportare financiară, deci nu contabilitate locală. Conform acestor standarde, din 2018 s-a introdus IFRS 16, care impune tuturor utilizatorilor de a înregistra în contabilitatea lor leasingurile nediferențiate pe financiar și operațional, cu o creanță egal cu o datorie. Deci, de 2 ani încoace la societățile foarte mari care sunt utilizatori ai bunului respectiv luat în leasing, veți întâlni în balanță atât o creanță cât și o datorie, indiferent de natura juridică a leasingului. În aceste condiții mă gândesc la ce a spus mai devreme că un administrator judiciar a solicitat acele rate inclusiv la un leasing operațional, poate, fac eu o ipoteză, poate, dar știu eu, datorită din cauza faptului că acea societate, zic, ar fi fost una care aplică IFRS-uri. Și atunci, repet, pe IFRS, utilizatorul este obligat să înregistreze atât o creanță reprezentând valoarea bunului, cât și o datorie reprezentând ceea ce are de dat către societatea de leasing. Și atunci mă gândesc că aici, în zona asta, în momentul când un utilizator intră în insolvență, se vede, cum să spun, creanța, dar în același timp și datoria. Și aici să nu se facă o confuzie. E adevărat, din punct de vedere juridic, cele două leasing-uri știm cum sunt, nu intrăm în detalii. Deci, contabil, acum la societățile mari veți întâlni datorie, creanță egal datorie, indiferent de natura juridică a contractului de leasing financiar sau operațional. Chiar și așa, solicitarea administratorului judiciar cu privire la valoarea de achiziție a bunului și valoarea de vânzare a bunului nu ar trebui să influențeze sub nicio formă suma cu care creditorul este înscris la masa credală. Ceea ce a spus doamna se referă la evidența contabilă. Exact. Regimul deducerilor nu poate fi Eu cred că e foarte clar, doar codul fiscal ne prevede nu vorbim de partea fiscală, ci strict de ceea ce se vede în balanță și anume din punct de vedere contabil. Okay, primul contact este balanța. În balanță eu văd o creanță și o datorie. Până în 2018 la utilizator vedeam o creanță egal datorie numai la leasing-ul financiar, pe când la leasing-ul operațional nu vedeam nimic, vedeam numai o cheltuială cu chiria lunară, exact, o chirie chioară, ca să zic așa. Din 2018 încoace, la un utilizator, dar repet, nișat, care aplică IFRS, o să vedem în balanță atât o creanță cât și o datorie, să nu inducă în eroare acest aspect. Era doar ca un... Este foarte probabil. Da. Mulțumim foarte mult pentru precizări, vă mulțumim foarte mult. Sunt interesante și aceste opinii. Sunt corecte, adică sunt demne de luat în discuție, dar cred că dacă revenim la discuția noastră privind suma cu care ne înscriem la masa credală, ar trebui să fie aceeași. Adică nu ar trebui să influențeze valoarea creanței. Domnul Sălăgean, v-ați lovit vreodată de asemenea, eu știu, aspecte pe leasing operațional privind cuantumul creanței? Nu, doamnă, nu. Ceea ce este cuantumul creanței, nu. Nu am. Am întâlnit, într-adevăr, diferențe pentru un leasing financiar la care au fost... Noi am mai discutat cu el la unele clauze abuzive. Nu numai eu le-am interpretat ca fiind abuzive în contractul de leasing, ci și tribunalul și ulterior curtea a statuat că exact asta a trebuit să fac, să cenzurez acea creanță. Creanța era abuzivă, era definită în mod greșit în contractul de leasing, dar era un contract, așa zis, contract de adeziune formulat de către societatea de leasing. Era vorba despre un imobil acolo. Au fost introduse o mulțime de cheltuieli. Societatea de leasing, eu am înțeles-o, că dorea să-și recupereze cât mai mult din acel quantum al valorii imobililor, care era considerabil, însă nu am putut să povărez nici debitoarea cu niște costuri exagerate. Asta a fost o chestiune izolată. Da, da, păi este ce mi-a povestit domnul Sălăgean, într-adevăr, e vorba de procedura veche și de un contract din 2000, începutul anilor 2000. Era un vechi contract, da, la care plățile fuseseră. A fost și un interes al unui reprezentant al firmei de leasing care își dorea să dobândească proprietatea imobilului respectiv, așa, la un... la o valoare redusă. Să ne întoarcem, da, totuși la contractul de leasing operațional. Revenind la structura pe care o avem noi acum și așa cum e prevăzută în lege, nu, n-am întâlnit interpretări de forma asta, mai ales pentru leasing operațional, pe care îl vedem toți. S-ar putea să fie colegi de-ai mei care să-l vadă altfel, însă fiecare are propria interpretare. Se pot... cenzura interpretările astea. Ca o situație ipotetică, m-a interesat cum ați vedea dumneavoastră situația. Eu, ca finanțator, în calitate de finanțator, sunt o societate care finanțez contracte de leasing operațional. După ce îl reziliez, îmi recuperez bunul și îl valorific. Ok, nu îl dau mai departe spre închiriere, ci îl valorific bunul respectiv. Dumneavoastră, ca practician, ați lua în calcul, în cazul contractului de leasing operațional, în vreun fel vânzarea acestui bun? Ați avea de ce să vă raportați la valoarea de vânzare a bunului cu privire la raportat la creanța cu care m-am înscris la masa credală? Ar influența în vreun fel Păi dacă declarația de creanță întrunește toate condițiile și există această mențiune cu el la contractul de leasing operațional, trebuie să-l vedem ca o varietate a închirierii. Deci nu există această opțiune a transferului de proprietate. Transferul de proprietate este vizat de leasingul financiar. Acolo vorbim despre opțiunea proprietății. Opțiunea proprietății. Dacă nu există manifestul dobândirii proprietății de la bun început, și atunci avem doar un operațional, păi debitoarea nu și-a dedus în totalitate ratele de leasing care au fost chirii. Nu a făcut-o în perspectiva dobândirii proprietății ulterioare. Da? Deci nu avem cum să... Trebuie să ne raportăm și la OG51, la cadrul general de la leasing. Nu avem cum să facem rapoarte la asta. Legea este un cadru special, dar și legea care reglementează această varietate a închirierii, care este leasing-ul. Și asta este cu un caracter special. Ele trebuie coroborate. Trebuie coroborate și trebuie, bineînțeles, făcută diferențierea de la bun început în formularea declarației de creanță. Trebuie, dacă declarația de creanță este complet întocmită și sunt aduse toate probele, nu văd de ce să nu faci diferență. Trebuie doar să o studiezi atâta tot și să vezi cum a tratat debitoarea, dacă a tratat acel leasing ca pe un leasing financiar, iar el a fost operațional, clar, a făcut-o eronat. Exact. Nu? Și atunci nu îi aparține culpa, nu îi aparține finanțatorului. Cu privire este evident că leasingul este o temă ofertantă și probabil că o să mai facem o sesiune pe această temă. Ne bucurăm și iată că ne-am întins mai mult decât am anticipat, pentru că așa cum este de obicei, discuțiile ne fură. Câteva concluzii și desigur dacă sunt întrebări din partea celorlalți participanți, le așteptăm până se expun concluziile de către cei trei speakeri. Vă rog, Mădălina, dacă îți dau ție cuvântul de data aceasta ca și foarte pe scurt. Considerăm că legislația actuală ne acordă un suport destul de mare, eu știu, în proporție de peste 80% pentru clarificarea tuturor chestiunilor legate de creanțele de leasing. Și milităm pentru o mai bună colaborare între participanții la procedură, între creditori, administratori judiciari, administratori speciali, pentru clarificarea tuturor aspectelor legate, inclusiv de menținerea, de denunțarea, de derularea contractelor de leasing, de achitarea creanțelor curente și așa mai departe. Mulțumesc frumos. Lucian, te rog. Da, salutăm reglementarea contractului de leasing în legea insolvenței și ne ajută foarte mult raportat la vechea lege, dar în continuare se simte o lipsă a unei proceduri unitare, o lipsă a unui drum în același sens. Toată lumea să interpreteze în același sens. Chiar dacă este reglementat, chiar dacă nu este foarte detaliat, totuși există foarte, foarte multe interpretări și de multe ori chiar contrare. Nu ajută foarte, foarte mult, dar de salutat faptul că a fost reglementat și contractul de leasing în noua legislație. Deja vechi. Domnul Sălăgean? Cred că ar trebui să avem cu toții în vedere că nu ne putem limita strict la legea, la codul insolvenței atunci când analizăm înscrisuri sau analizăm diferite contracte ale debitoarei, ale potențialilor creditori. Și trebuie să ne raportăm și la legea care constituie temeiul acelor contracte. ca un caz particular, este acesta al leasingului. Nu putem să ne limităm strict la ceea ce ne impune codul insolvenței. Așa cum am zis mai devreme, este important să avem în vedere și acest cod, bineînțeles că este legea de reglementare a procedurii de insolvență cu caracter special, într-adevăr, însă nu putem să ne raportăm strict, fără să ținem cont de cadrul care reglementează și celelalte tranzacții. Pentru că chiar codul insolvenței face trimitere la codul civil și la codul de procedură civilă atunci când menționează ceea ce nu este acoperit de prevederile prezentei legi, face trimitere la cadrul general. Iar în acel cadru general nu putem să nu introducem și OG 51 care stabilește regimul juridic al operațiunilor de leasing. Da, așa este. Așadar, este important să avem în vedere și aceste prevederi speciale ale contractelor atunci când... E un principiu care l-am învățat, cred că din facultate. Legea specială se completează cu legea generală, da? Exact, exact. Bun. Într-adevăr, un subiect ofertant, insolvența, un subiect care va mai fi dezbătut la noi la Cafeneaua Juridică. Vă mulțumesc foarte mult tuturor participanților și tuturor celor care ne-au urmărit, atât aici cât și live pe alte canale. Vă doresc cele bune, spor în afaceri și la cât mai puține probleme de acest gen, respectiv probleme de insolvență. Suntem aici să le rezolvăm și să vă sprijinim. Așa este. Vă mulțumim foarte mult și mulțumesc mult pentru că participăm. La revedere, o zi foarte bună. Mulțumim, la revedere. Bine.